7 ambulanțe noi au fost distribuite județului Gorj după ce la începutul anului alte 5 autospeciale au înlocuit vechile mașini ieșite din uz. Vă spun că erau foarte necesare. Parcul nostru, care deja îl avem, de 34, era uzat, ieșit din folosință și mașinile noi erau foarte necesare, nu necesare. Din decembrie anul trecut, 2018, s-a început o reînnoire a parcului auto. În decembrie ne-a venit 5 ambulanțe 4x2, tip B, și anul acesta ne-a venit încă, pardon, încă 5 ambulanțe și 2 ambulanțe tip C. Iar acum de curând, deci săptămâna trecută, joi mai precis, ne-au venit 7 ambulanțe tip B4x4, toată dotarea necesară, bineînțeles, pentru urgență și, așa cum am zis, foarte necesare pentru parcul auto. Conducerea unității așteaptă un nou lot de mașini spre sfârșitul anului, când la Gorj ar trebui să mai ajungă 4 autospeciale. Parcul inițial al ambulanței de 34 de ambulanțe, 25 de ambulanțe erau deja depășite, ieșite din uz, urmând că în 2019 și în 2020 să iese din garanție, normal, din folosință și celelalte 9 ambulanțe. Anul acesta, deci, o să ne mai vină, așa avem promisiunea, în decembrie, cel mai târziu, încă 4 ambulanțe tip A4x2. Deci, în total, anul acesta o să ne vină și decembrie 2018, o să ne vină, avem un total de 20 de ambulanțe. Urmând ca anul viitor să continue reînnoirea parcului, cu diferența de ambulanțe care sunt ieșite din uz. O autospecială va fi distribuită la Novaci pentru intervențiile din vârf de munte.